Dacă aveați părinți tare, cum putem aduce pe tineri la Hristos? Insistăm față de alegerea lor, adică când vor, când nu vor, sau le dăm libertatea? Gerunda pus carne etine oleia, a tu strabixume ston Hristo, a tu safisume, opus borune afti, ite felun, ite den felun, i natus natus piezume ligavi, natus fonaxume natune in Ecclesia che sto Cristo. Pate, metropo, metropo, prepi tora na tus proxumus sto Cristo. Monitus, logo to oti neotita, με θάει τον άνθρωπο, δεν μπορούμε. Πρέπει να τους πρόξουμε. Trebuie să-i atragem, pentru că ei singuri nu vin datorită obișnuinței, datorită faptului că sunt îmbătați de vârsta pe care o au, nu vin ei singuri la Biserică și la Hristos. Trebuie să-i atragem la Biserică și la Hristos. Prepi na genis, mia boltoză. Trebuie să devii ca un buldozer. Ελληνικά θα το πούμε προωθητικό μηχάνημα. Που σιγά σιγά θα τους πρόκρει στο Χριστό χωρίς αυτοί να το καταλαβαίνουν. Ca un fel de mecanism pe care să-l folosești și să-i atragi încet, încet, fără ca ei să-și dea seama. Fără ca ei să observe lucrul acesta. Din arhie, nepolii, agapă. La început, cu multă dragoste. Che terastia ai pomoni. Și cu foarte mare răbdare. Θα κάνεις ότι δεν βλέπεις και δεν ακούς αυτά που κάνω. Să te faci că nu vezi și nu auzi cele pe care le săvârșesc. Και εσύ, σαν να μη συμβαίνει τίποτα, θα προσπαθείς να τους φέρεις στο νήσιο δρόμο. Și tu, fără să dai impresia că faci lucrul acesta, să faci efortul de a-i atrage pe calea cea dreaptă. Πρέπει να τους αναπτύσσεις με πολύ πίστη και πιστικότητα ότι ο Χριστός για σένα και για μένα ήρθε στον κόσμο. Trebuie să le aprinzi credința și încrederea că Hristos pentru tine a venit în lumea aceasta. Όλα όσα έκαμε, τα έκαμε για τη σωτηρία μας. Și toate pe care le-a făcut, le-a făcut pentru mântuirea noastră. Γι' αυτό, εάν αρνηθούμε τη σωτηρία που έφερε ο Χριστός στον κόσμο, δηλαδή το Ευαγγέλιο, θα δώσουμε πολύ βαρύ λόγο εν μέρα Χριστός. Pentru că dacă respingem sau negăm Evanghelia pe care a adus-o Hristos în lume pentru mântuirea noastră, vom da un răspuns foarte greu înaintea Domnului Hristos la judecată. Αγοράσεις από τα λίγα χρήματα που έχεις, να χαρίζεις στο κάθε παιδί μια καινούργια συνθήκη. Să cumperi την puțini bani pe care îi ai, câte un nou testament pentru fiecare copil, pentru fiecare tânăr cu care lucrezi, ca să poată să-l citească și să aibă o astfel de parotrimi, να διαβάζει κάθε μέρα ένα κεφάλαιο. Și să le recomanzi să citească în fiecare zi un capitol. Και μετά θα προσπαθείς να τους μαζέψεις στο μυστήριο της εξωματικής. Și după aceea să-i strângi
să se spovedească, să participe la taina spovedanii. A la ora asta, e na telesforisum, e na capoforisum, prepi κάθε βράδυ στα γόνατα να προσεύχεσαι για αυτά τα παιδιά ένα-ένα, για ένα-ένα να προσεύχεσαι για τον Κώστα, για τον Μικάλη, για τον Παύλο. Dar pentru aceasta, în fiecare seară, trebuie să-ți pleci genunchii la rugăciune și să te rogi pentru fiecare separat cu numele lor, pentru fiecare cu care lucrezi. Ένα δέντρο δεν φτάνει μόνο να το φυτέψεις. Un copac nu este de ajuns doar ca să-l plantezi. Πρέπει να το φωτίσεις. Trebuie să-l uzi. Να το καλλιεργήσεις. Să-l cultivi. Να το βοηθήσεις. Să-l ajuți. Για να σηκωθεί επάνω να κάνει καρπούς. Ca să se înalțe și să facă roade. Αλλά αυτή η δουλειά θέλει υπομονή. Această lucrare cere însă răbdare. Θα τηρήσεις αυτό που είπε ο Θεός στον προφήτη Ιερεμία. Să ții, să păstrezi, să păzești ceea ce a spus Dumnezeu profetului Ieremia. Όταν τον έστειλε στον κόσμο ο Θεός τον προφήτη Ιερεμία. Când l-a trimis în lume pe profetul Ieremia Dumnezeu, και γύρισε όλο τον κόσμο και της Ιερουσαλήμ conjura toată lumea, Ιερουσαλήμου και του λέει Κύριε, κανείς δεν πιστεύει. Και a zis, Doamne, nimeni nu crede. Και ο Θεός του λέει, πήγαινε και ξανατρίγησε. Și Dumnezeu i-a spus, mai mergi și mai colindă. Se ξανατρίγησε. Și încă să colinzi încă o dată. Μπορεί κάτω από κάποιο φύλλο του αγγελιού να έμεινε κανένας καμπανός. Καμπανός είναι το σταφυλάκι, έχει τρεις ρόλες. E posibil ca la o vie, la o frunză de viță de vie, să fie rămas un mic strugure. Και πάρε αυτό το μικρό σταφύλι. Și ia acest mic strugure. Και θα κάνεις και άλλο σταφύλι. Și vei face și alt strugure. Από αυτό το μικρό σταφύλι. Έχει μόνο τρεις ρόγες. Θα ξεκινήσεις. De la acest strugure care are doar trei boabe. Και μετά θα φτιάξεις ένα πολύ μεγάλο σταφύλι. Se va face începutul și după aceea se face un mare strugure. Το οποίο θα το προσφέρεις στο Χριστό. Pe care să-l predai lui Hristos, să-l oferi lui Hristos. Η επιτυχία όλου αυτού του έργου εξαρτάται από την προσευχή που κάνουμε. Succesul întregii acestei lucrări depinde de rugăciunea pe care o facem. Εγώ, για το κάθε ένα που έρχεται υποψήφιος μοναχός εδώ, έχω κάνει πάρα πολλά κόστη. E runda pentru oricine vine aici ca să se facă monah, face foarte multe rugăciuni cu metanierul, cu comboschin. Chiar și în eclesia, chiar și în drumă, chiar și în drumă. Și la biserică și... Chiar și în angola. În piață și la chilie și pe stradă, unde se găsește, se roagă pentru cei care vin aici. Παρακαλώ τον Θεό το παιδί. Continu se roagă pentru oricare din frații, părinții care vin aici să se facă monahi. Η δύναμη της προσευχής είναι τεράστια. Puterea rugăciunii este imensă. Με την προσευχή θα βοηθήσεις περισσότερο παρά με τα λόγια. Cu rugăciunea îi vei ajuta pe tineri mult mai mult decât cu cuvintele. Ogi mera θα λες. Κύριε, σου Χριστέ, λέει στον κοντούλο σου. Φιέκαρε ζήτσι, ζήτσι, Δόνι, σου σε Χριστό, σε νιδρίστε το ρόγου τόου, σημούμενε δεσπεκτή. Αν για κάποιον άνθρωπο δεν έχεις προσευχηθεί, να μην παραπονεθείς ότι δεν την έκανα. Dacă pentru vreun oarecare tânăr nu te-ai rugat, să nu te întristezi sau să nu te miri de faptul că nu merge bine. Και μην
αποκάνεις, μη κουραστείς να προσέχεσαι. Și să nu obosești să te rogi pentru el. Petros, Petros! Asta e până și o cei care acum sunt departe de Dumnezeu. Apotimatici, exisisa, stomastina. Deci din experiența duhovnicească pe care a exersat-o, a dobândit-o la mănăstire, dintre deci. Am lepo, tu zi mănăcuzi, mă ficam în lasă, cu șeful. Dacă vede pe călugări că fac greșeli, se roagă pentru el. Chemi locul lui. Și vorbește foarte puțin. Ați minis la sens. Să vorbească Dumnezeu, să lăsăm să vorbească Dumnezeu. Πάντως, πρέπει να ξέρεις ότι η νεολαία έχει εγκατάλειψη θεία. Cu toate acestea, trebuie să știi că tineretul a fost părăsit de Dumnezeu. Γι' αυτό πέφτει και σε πάθη ολέθρια. De aceea cade în patimi dezgustătoare. Mulți tineri se limitează la ceea ce cunosc, adică în învățătură, în ceea ce este laic. Și nu vor să înainteze în cunoașterea cea adevărată, adică în Hristos, în Dumnezeu. Și socot atei, sub o formă oarecare. Ei se da, ei socot, adică îl scot pe Dumnezeu din viața deci lor. Deci sunt botezați. Da, sigur. Anchei nebaptismenii, polinei, είναι ευχαριστημένοι με επιστήμες αυτές που μάθαινουν στο σχολείο, στα επιστήμια και θεωρούνται άθεοι και δεν θέλουν ούτε να γνωρίσουν, ούτε γνώσεις δεν θέλουν να αποκτήσουν από την Εκκλησία. Σημαίνει λουκρέμ κουγέι. Ρωτάει, πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργήσουμε, να έχουμε σχέση με αυτούς ή να τους εκατόρθεις. 100% trebuie să lucrezi, trebuie lucrat. Chiar dacă resping și nu vor să cunoască nimic. Suiba, din eolea trelentă. Deci tânărul astăzi, tineretul, nu vorbește. Deci zice, tu calotă școlă. Tu arunci sămânța bună. Dar fi cheros cu tafitros. Și va veni timpul să încolțească. Nu e ceva? Hai ca să... Da. Vin, discolevese. Να τους λες για τον Χριστό. Σε να σου είπε ο Σελεσπίδης με Χριστός. Για τη ζωή της Εκκλησίας. Της παιδιάς Αλυσέριτσι. Των Αγίων. Της Πρεσφύντσι. Αν αποκάμεις, τελείωσες και εσύ και αυτή. Δηλαδή, dacă faci lucrul acesta, sau îi vei dobândi la credință și îți vei face treaba și cu și ei. În acest timp, de rest, ești cam greu pentru tineri. Pleacă și peste hotare la lucru și așa mai departe. Cum pot tinerii să facă alegerea corectă în drumul vieții pe care să meargă? Cel al familiei sau al călugării? Adică cum poate să... Medicia paftus, epidipigenul, exoterico, che vulevun, εξαναγυρίζουν, αφήνουν τα σπίτια, αφήνουν τους γονείς, άλλοι αφήνουν τα παιδιά, τις οικογένειες, έχουν τέτοια προβλήματα και μερικοί ρωτάνε ποιο δρόμο να τον πάρουν, δηλαδή να παρεμπρευτούν ή να πάνε στο μοναστήρι να γίνονται καλόγεροι. Μερικοί έχουν αυτή την απορία σήμερα. Εάν αυτό το λένε με συνέστηση, καλά είναι να συνέστηση. Αν όμως αυτό το λένε για να ξεφύγουμε από τα βάσανα του κόσμου, πώς να πάτε εγώ, να κάνει το γένεια, να δουν τη ζωή και το κόσμο. Dacă o fac cu sinceritate, cu sentimentul profund al conștiinței lor,
pot să se călugărească, să meargă la călugărie, dar dacă o fac ca să scape de chinurile, de greutățile pe care le întâmpină în viață, e mai bine să se căsătorească, să-și întemeieze familie. Deci contează motivul pentru care optează în viață. Aftes in epipoles anazetisis. Acestea sunt foarte multe întrebări care preocupă pe mulți astăzi lucrul acesta. Ce, căutările acestea. Sunt căutări obișnuite acestea. Suenas romus, euarus, peripodisimus. Oricare din drumurile acestea, fie al călugării, fie al căsătorii, cere multă cunoaștere. Iar tia cum e polus monacus, polus polus. Pentru că avem călugări care nu au o destinație precisă, nu au un obiectiv precis în mănăstire, deci nu și-au propus ceva precis. E poluș cu deniafies. Și mulți întâlnitori de familie, cu familie. Poluș n-am fost carnea, rapid. S-a făcut cu carnea. Fără să aibă niciun fel de dragoste pentru ceea ce fac. Ola, seremia, prosofie, prosofie. Toate acestea au nevoie de atenție și rugăciune. Aftos, bine calos, și etimos și aicogenia, bine ghiat mănăstirii. Cel care este bun și pregătit pentru familie, este și pentru mănăstirii. Aftos cu depolit și familia, depolitis cu mănăstirii. Cel care nu poate să facă familie, nu poate nici mănăstirii. Noi vă mulțumim, Părinte Stares, din suflet pentru cuvântul care l-ați adus pentru tineri de la noi de Moldova și cerem Sfinte rugăciuni mai departe pentru lucrarea noastră. Tipulotii tu dotimasia, poti ședina, din apărăști, din apăriș, cu mânsii, pentru orice drum de urmat trebuie să-l facă cu duhovnicul pe care l-au în lume. Καλά είναι να μην πηγαίνει κανείς αδοκίμως σου, ούτε στο γάμο, ούτε στο μοναστήριο. Nimeni nu trebuie să meargă nici la căsătorie, nici la mănăstire, fără să încerce, fără să cunoască lucrul acesta, mai ales din partea duhovnicului. Ați ευχαριστούμε πολύ. Vă mulțumim și noi foarte mult. Vă ușate și mănăstirea noastră. Ați venit la mănăstirea noastră. Iată-ne στο έργο σας, καλή επιτυχία. Vă doresc la în activitatea voastră mult succes. E vricola, n-a să-ți xenazum. Și în curând să vă revedem. Ochi monusos, ala metapneumatica să-ți pedea. Nu singur, ci împreună cu fiii duhovnicești.